How did I fall in this? No condition that get a mention, but you offer this unconditional. All I need is you is just All I need is you. Este una dintre melodiile de pe noul album al lui Lecrae. Conceptul albumului vorbește despre faptul că ești diferit. De multe ori vei fi respins. Albumul se numește Anomaly. Este primul album care a ajuns în mod simultan în topul Billboard 200 și în topul celor mai bune albume creștine. A fost numărul 1 în topul clasamentului revistei Billboard. Ai fost invitat să cânți alături de The Roots la Tonight Show, emisiune găzduită de Jimmy Fallon. Gladys Knight a menționat că iubește muzica ta. De ce crezi că te laudă lumea? But it's very obvious that it's God's handiwork. Este o anomalie, dar este evident că Dumnezeu se implică. El se arată și spune, știți ce? Mulți dintre voi nu știți că tipul ăsta care a ajuns aici mă iubește. Cum a reușit? Nu știe nimeni. Eu am făcut asta. Înțelegi la ce mă refer? E ceva de genul ăsta. Is right here. How did it happen? Nobody knows. Cause I did it. You know what I mean? It's just kind of like, haha. Lecrae s-a născut în Houston. Acesta și-a deschis propria casă de discuri, Richie Records, în urmă cu mai mult de 10 ani. Este tată și soț și spune despre el un lucru important, că este un artist hip-hop smerit, a cărui muzică nu vorbește despre sex, droguri sau violență. În plus, acesta este un creștin realist. Îți place să fii catalogat drept artist hip-hop creștin? I like being labeled a Christian. Îmi place să fiu catalogat drept creștin. Cuvântul creștin este un substantiv minunat, nu un adjectiv. Substantivul spune că o persoană este un adept devotat și este ceva extraordinar. Când spui, aceasta este o masă creștină sau aceasta este o bluză creștină, la ce te referi? Cred că uneori termenul de muzică creștină poate să implice lucrarea pe care eu o fac. Unii spun, e un rapper creștin. Asta înseamnă că muzica e numai pentru creștini. Sau e un rapper creștin. Asta înseamnă că muzica nu e bună. Cam așa e. It's for Christians. Or he's a Christian rapper. That means it's not good. So, yeah. Lecrae are peste 12 albume și vrea să ajungă la toate tipurile de ascultători prin muzica sa. În urmă cu numai un an, albumul Gravity a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun album de muzică creștină. Anomaly este al 7-lea album. Cum s-a schimbat muzica ta? Muzica mea s-a schimbat, la fel cum și eu m-am schimbat. Am crescut ca om. Cred că am dobândit mai multă încredere în urma experiențelor. Când am început, pur și simplu respingeam lucrurile pe care le învățam din mers. Învățam ceva, pe urmă respingeam. Am fost prezent la nașterea copiilor mei. Am văzut copiii care au murit. Acest lucru m-a modelat. Nu spun că nu mai trebuie să mă schimb, iar muzica mea conține rămășițele acestei schimbări. Has the residue of that shaping. Rămășițele includ durerea faptului că a fost molestat, abuzat și că a fost de acord ca prietena lui să facă avort când era mai tânăr. Cred că liderii tind să fie vulnerabili. Cred că poți să ai încredere într-o persoană vulnerabilă. Cred că zidurile cad și oamenii găsesc vindecare. Se spune că oamenii care au suferit îi fac și pe alții să sufere, dar oamenii vindecați îi ajută și pe alții să se vindece. Pot să vorbesc despre aceste lucruri pentru că sunt vindecat. Asta îi ajută și pe ceilalți să găsească vindecare și să poată să se ocupe de rănile vechi nevindecate. Audiența muzicii lui Lecrae crește tot mai mult. Debutul său a avut loc în filmul Believe Me, tot așa cum și albumul Anomaly a ajuns să fie în top. Albumul nu este pentru mine, este pentru oameni. Îmi doresc ca oamenii să fie așa cum i-a creat Dumnezeu și să se accepte pe ei înșiși. Nu vreau ca oamenii să stea și să privească la anomalii și să se minuneze. E incredibil, Martin Luther King. Ci vreau ca să accepte că acesta este și rolul lor, să se ridice și să facă o diferență. CBN News, New York.